Bună dimineața tuturor! Sper că de data asta ne auzim, am avut ceva probleme tehnice. Pentru că văd că a intrat deja destul de multă lume, o să începem deja webinarul. Numele meu este Bogdan Nicolescu, pentru cei dintre noastre care nu mă cunosc. Sunt membru al echipei de suport tehnic și business development Festo România. În următoarele 45 de minute, o oră, o să dezbatem împreună subiectul noutăților Electric Automation 2021 de la Festo. Vă reamintesc tuturor posibilitatea de a lansa întrebări sub formă de mesaj text introdus în rubrica de chat. Voi încerca să răspund acestor întrebări atât pe parcursul prezentării, cât și în sesiunea de Q&A de la final. Întrebările care vor necesita un răspuns complex sau particular unei anumite proceduri sau aplicații anume, le vom clarifica împreună via e-mail sau telefon. Veți putea de asemenea să descărcați înregistrarea acestei sesiuni prin intermediul unui link primit în cursul zilei de mâine. Nu ezitați să distribuiți aceste materiale către colegii noastre care interacționează cu echipamentele Festo. Bun. Să începem cuprinsul sesiunii de astăzi. Include un capitol de noutăți Festo Electric Drives. Ulterior vom dezbate ceva informații Festo Electric Automation, zona de control. Câteva noutăți din zona de software, iarăși avem noutăți în partea de parametrizare a echipamentelor Festo, noutăți în serviciile Festo și în zona de promovare și acces la documentație. Așa cum am menționat și anterior, la final veți avea posibilitatea să participați la sesiunea de Q&A și vă încurajez să ne adresați întrebări dacă sunt necesare clarificări suplimentare. Să începem așadar cu noutățile din zona de acționări electromecanice. Puteți observa în acest slide o serie de noutăți Festo în zona de axe cu sanie sau cilindri fără tijă. Avem o serie de noutăți atât în zona de mărimi constructive și curse pentru axe de tip LGC cu șurub sau cu curea. De asemenea și varianta acestora simplificată, un subiect care a mai fost dezbătut, dar care se tot completează la Festo, cum am zis și mai devreme, cu noi mărimi constructive și noi dimensiuni de curse. Și nu în ultimul rând, varianta simplificată a binecunoscutei deja axe de tip LGR, o axă extrem de competitivă, o axă cu un ghidaj dublu și curea la vedere. Mai departe, în zona de cilindri cu ghidaj integrat, seria compactă EGSC, seria compactă de cilindri care vin să înlocuiască vechiul deja EGSL cu o construcție mult mai robustă, o construcție mult mai ușoară, dar care păstrează rigiditatea binecunoscută a seriei EGSL și în același timp avem și varianta simplificată a acesteia, varianta cu motor simplu, motor care permite doar două poziții pe capete de cursă. Noutăți majore vin în zona de axe de tip Omega. Aici avem completă în acest moment linia de seria de axe de tip LCC cu curea. Este o serie de axe de tip Omega care se prind de sania axei practic și translatează în tot corpul acestei axe. Ele sunt destinate aplicațiilor verticale în principal, o să vedeți câteva exemple în slide-urile următoare. Și pentru cei dintre noastre care au folosit în trecut axele de tip Omega Festo, acestea vin să înlocuiască seria de tip DGA. O să vedeți imediat care sunt diferențele constructive. Dacă însă aveți aplicații verticale sau aplicații care au nevoie de o rigiditate
extrem de ridicată, să spunem așa. Festo vine și cu o serie de axe care, de tip Rekempinian, care se numește EHMH. Aici avem sarcini mult mai mari, avem sarcini până la 300 de kilograme, care pot fi acționate cu ușurință de către aceste axe. Pentru zona de cilindri fără tijă, avem tot așa o completare de mărimi constructive și curse pentru seria de cilindri fără tijă tip EPCC. Ei vin să completeze golul dintre seria compactă EPCO și cea premium, cea de performanță de tip SBF. Bineînțeles, și această serie a primit o variantă simplificată pentru acționările de tip capăt de cursă și nu în ultimul rând avem noutatea de tip cilindru ultracompact EPCE, cilindru care poate fi utilizat cu succes în aplicații de tip stopper, de exemplu, dar o să vedem efectiv anumite exemple puțin mai târziu. Zona de acționări rotative nu include foarte multe noutăți anul acesta, nu avem decât varianta simplificată a modulului rotativ compact de tip RMO, se numește acest RMS în variante de 90 sau 180 de grade. Spre final am păstrat acest gripper electric Festo, un gripper extrem de compact, foarte ușor de integrat în aplicația noastră, pe care o să-l descriem imediat ceva mai în detaliu. Mai puțin. Pare că nu e ceva probleme. Bun, am rezolvat. Ok. Seria Simplified Motion Series, pe care o menționam mai devreme, care include o serie de noutăți anul acesta, include, așa cum puteți să vedeți în acest slide, toate axele bine cunoscute Festo, pe cum și cele în variantă nouă menționate anterior, și aici mă refer la axe simplificate cu curea la vedere și ghidaj suplimentar, axe cu curea și protecție a curelei, atât în variantă liniară, cât și în variantă de tip șurub cu bile. Unități rotative de tip RMS, cum am spus și mai devreme, 90 sau 180 de grade, cilindri cu ghidaj și cilindri fără ghidaj și acest cilindru ultra compact. Seria SMS a fost deja dezbătută, să spunem așa, dar în acest moment are un portofoliu complet de mărimi constructive și curse pentru toate acționările menționate anterior. Avantajele succint ar fi controlul foarte simplificat via Digital IO sau IO Link, feedback de poziție pentru via cele două ieșiri digitale, nu necesită configurare în prealabil, nu necesită spațiu în cabinetul electric, acest motor are controller integrat și practic către dulapul de automatizare nu pleacă decât cablurile de comandă și, bineînțeles, este și extrem de ușor de comandat. Aveți un singur cod de produs pentru întregul pachet. Bun. Punerea în funcțiune extrem de simplificată pe care o menționam anterior poate fi văzută ca o paralelă cu acționările pneumatice. Dacă vrem foarte simplu să avem control de viteză, în cadrul acționărilor pneumatice trebuia să modificăm, să reglăm practic droselele de pe un cilindru pneumatic. În cazul de față avem foarte ușor cele două butoane din partea stânga a ecranului pe care le puteți vedea și
LED-urile de indicare a vitezei de avans și a vitezei de retragere. Practic, cu doar câteva clicuri, fără să mai fie nevoie să ne murdărim, ca să spunem așa, putem să parametrizăm viteza de avans a acestei serii, indiferent de varianta de acționare pe care o discutăm. Dacă vrem să modificăm forța, avem și un mod de lucru de tip force control, care permite un profil de viteză diferit. Avem nu doar două puncte pe capete de cursă, ci avem și un punct intermediar pe care îl putem învăța în cadrul acestei serii de Simplified Motion Series. Axa va merge între punctul de start și punctul intermediar cu o viteză ridicată, iar din punctul intermediar către capăt va merge cu o viteză redusă, căutând practic acel prag de forță. În cazul aplicațiilor pneumatice era necesară o reglare de presiune. În cazul nostru, tot așa, avem butoanele de pe lateral și LED-urile de indicații pentru zona de forță. Ulterior este și foarte ușor să facem teste. Avem o variantă de start press care ne permite să testăm valorile pe care le-am învățat, pe care le-am transmis axei. Dacă vrem să mișcăm, dacă vrem să verificăm practic statusul axei, avem posibilitatea să facem lucrul acesta prin comenzile pe partea de logică, și dacă vrem să avem feedback, avem în zona de pneumatică senzori necesari, în zona de serie SMS avem partea de senzori integrați, practic de feedback integrat în controller prin feedback-ul de la encoder. Dacă vrem să facem și un manual overdrive, avem posibilitatea în această serie să apelăm și funcția de demo, care practic ne permite să facem anumite mișcări pe axă pentru a ne convinge că aceasta a fost cablată corect, că aceasta nu are anumite defecțiuni în zona de montaj mecanic și își poate executa sarcinile pentru care a fost gândită. Seria de tip Simplified Motion Series include extrem de multe actuatoare, după cum puteți să vedeți, aplicațiile sunt extrem de diverse. Practic orice aplicație care nu necesită o sarcină mare, care nu necesită o dinamică ridicată și, foarte important, care nu necesită un număr foarte variat de rețete, și nu neapărat foarte variat, ci nu rețete care să se schimbe foarte des în timp, mă refer la rețete de poziționare, putem să discutăm foarte, foarte ușor de aplicații de aliniere, de presare, de sortare, de transfer, de ridicare sau de elevare, de tip stopper, tot așa aplicații de sortare sau aplicații de uși glisante, în cazul în care este vorba de anumite mașini de tip tool changer sau anumite mașini care au, spre exemplu, anumite protecții pentru utilizator, anumite geamuri care se rabatează. Am menționat și insist pe partea de rețete. Există limitări din punct de vedere al scrierilor și citirilor în aceste controlere de tip Simplified Motion Series. Aveți până la 10.000 de scrieri pe acestea. Deci, dacă aveți, spre exemplu, să luăm prima aplicație de tip aliniere, dacă aveți un model de piese pe care trebuie să le aliniați la o anumită cotă și veți lucra o perioadă îndelungată de timp, atunci puteți să utilizați cu încredere seria Simplified Motion Series. Dacă însă poziția de aliniere a pieselor variază la fiecare piesă aliniată, atunci soluția dumneavoastră trece în gama superioară, în gama în care puteți să controlați poziția la fiecare produs. Această gamă, cum v-am spus, nu vă permite mai mult de 10.000 de scrieri, mai mult de 10.000 de modificări ale rețetelor. Bun. Să trecem acum la gripperul electric EHPS. Acest gripper Festo extrem de compact vine în trei mărimi constructive, 16, 20 și 25, cu
Curse pe bac între 10 și 16 mm, cablu de IO-Link de 30 de cm cu conector M12 5 pini, forțe între 50 și 500 de Newton, ajustabile în 4 trepte, atât via switch manual, cât și via IO-Link, depinde de varianta configurată a gripperului. Avem un mod, avem moduri diferite de prindere, cu mișcare către interior sau către exterior, LED-uri pentru afișarea stării curente și diagnoză, senzori integrat de detecție și avem un motor DC brushless de 24V, care nu necesită un controller extern. Practic tot ceea ce iese din acest gripper este cablul pe care îl și vedeți. Motorul așadar are un service life extrem de ridicat, nu are uzură și are și o funcție de autoblocare pentru a menține forța de prindere în cazul în care nu mai avem tensiune pe acesta. Gripperul electric, cum vă spuneam, vine în două versiuni de control, cea basic pe Digital I/O, unde avem un selector rotativ pentru cei patru pași de ajustare a forței de prindere. Avem detecția poziției prin două canale cu senzor extern de tip T și practic avem aceeași funcționalitate ca unui gripper pneumatic. În cazul în care vrem să mergem pe varianta avansată, pe varianta cu control via IO-Link, aceasta are și un senzor integrat de deplasare cu acuratețe de 0,05 mm. Avem trei moduri de prindere, 32 de rețete programabile, counter de cicluri, feedback de temperatură și diagnoză detaliată prin coduri de eroare. Vreau să menționez și colaborarea dintre Festo și Universal Robots privind acest gripper și nu numai. Există un kit de interconectare mecanică cu roboții de tip UR și pe lângă interconectarea mecanică extrem de facilă, aveți posibilitatea și să integrați acest gripper direct via UR Cup. Deci este integrat și din punct de vedere software în mediul celor de la Universal Robots. Bun. Să trecem mai departe pentru zona de acționări liniare. Aici avem o completare în ceea ce privește mărimile constructive și cursele pentru axele cu șurub, LGC ball screw, axele cu curea, LGC TB, mini axele cu șurub, EGSC, cele ghidate și axe de ghidare de tip LFC, sunt axe fără conexiune cu motorul, axe utilizate doar pentru a rigidiza suplimentar sistemele multi-axis care se pot construi cu aceste elemente. Așa cum v-am zis, axele din această serie reprezintă variante compacte cu prinderi mecanice, cu elemente de interconectare mecanică standard, care ne pot duce foarte ușor de la o soluție simplă de acționare electromecanică bazată pe o singură axă, motor și controller, până la variante de tip portal, variante care pot să facă mișcări point-to-point, după cum puteți vedea în zona de centru a ecranului, sau variante cu mișcări interpolate de tip 3D sau chiar 4D dacă discutăm și de o axă de rotație montată în vârful axei Z. Nu discutăm aici decât de variante compacte, variante cu sarcini foarte mici, concentrate pe o dinamică foarte bună a mișcării și nu pe o rigiditate foarte mare la sarcini mari. Puteți să vedeți în slide-ul curent acele accesorii mecanice de care vă spuneam. Axele pot fi înseriate, să spunem așa, extrem de ușor, pornind de la axa purtătoare, axa X, cum o numim noi, axa de translație, cea mai mare. Putem adăuga ulterior mărimi inferioare de axe, utilizând aceste elemente de prindere standard, da, pentru a forma sisteme modulare, scalabile de
poziționare multi-axă. După cum puteți să vedeți, nu există limitări în ceea ce privește aceste interconectări. Putem să discutăm de axe cu curea, axe cu șurub, chituri axiale, chituri paralele, unități rotative. Există o flanșă standard de interconectare între axa Z și modulul rotativ. Deci, posibilitățile sunt extrem de variate. Nu rămâne decât să începem un proces de dimensionare. O să vedeți ulterior că există și în această zonă suport din partea noastră. Ca să aveți și o imagine completă a posibilităților pe care le aveți cu această gamă de axă, puteți să faceți sisteme simple liniare cu o poziționare precisă și dinamică ridicată. Puteți observa aici și flanșele standard pentru modulele rotative. Puteți să faceți soluții de tip pick and place, extrem de compacte și foarte, foarte competitive din punct de vedere comercial. Sunt sisteme scalabile, eficiente și foarte, foarte ușor de montat, care nu sacrifică absolut deloc gradul de rigiditate sau precizia. Pentru partea mai complicată, să spunem așa, putem să facem gantry-uri liniare, după cum vedeți aici anumite mișcări 2D, care pot să îmbine axele cu curea, cu axele cu șurub, spre exemplu, sau în ultimul rând avem aceste gantry-uri 3D, sisteme compacte de poziționare, care îmbină portaluri 2D de tip XCM cu cinematică paralelă, precum cel pe care îl vedeți în partea dreapta a ecranului, și axe din această gamă compactă, axe fie axe cu șurub, fie axe cu curea, chituri axiale sau paralele, depinde de cum avem nevoie să le dimensionăm sau să le montăm, astfel încât să avem un sistem cât mai compact. Am menționat în începutul prezentării zona de cilindri fără ghidaj. Avem aici o noutate, cilindrul de tip EPCC. Este un cilindru electromecanic cu șurub cu bile, care a primit o serie de actualizări anul acesta. Există mai multe variante de mai multe mărimi constructive, de la 25 la 60. Mai multe tipuri de pas de șurub în funcție de mărimea constructivă. Există o variantă cu pas mic și variantă cu pas mare pentru fiecare mărime constructivă. Forța de avans însă, și aici este noutatea acestei game de cilindri, forța de avans nu variază în funcție de pasul de șurub. În cilindrii din gamele trecute de tip EPCO sau SBF, forța acestora varia în funcție de pasul de șurub și existau practic anumite limitări. Astfel, dacă voiam să obținem o dinamică ridicată, trebuia să sacrificăm forța de avans și invers. Cu această nouă serie nu mai avem aceste probleme. Dinamica este foarte bună, accelerații maxime 15 metri pe secundă, viteze foarte bune, curse între 25 și 500 de milimetri în funcție de mărimea constructivă. De asemenea, puteți să vedeți că există variante complete de accesorii mecanice, de montaj, chituri axiale, chituri paralele cu diferite poziții de montaj, chituri de prindere flexibile, senzori, chituri, capete de prindere, toate accesoriile bine cunoscute Festo sunt disponibile pentru această gamă de cilindri. Ca să vedeți exact unde se poziționează această gamă de cilindri, ea vine să completeze golul dintre seria compactă de tip EPCO, da, care vedeți are forțe undeva până la 400 de newtoni, și seria de performanță de tip SBF, care începe de la 1000 de newton. Avem așadar o completare a gamei Festo. Putem acum să mergem cu o serie compactă, foarte competitivă din punct de vedere comercial, până la forțe de 1000 de newton, deci pentru sarcini de până 100 de kilograme.
Pozițiile de montaj sunt nelimitate, nu avem aici restricții, poate fi montat în orice unghi, avem acele accesorii de prindere. Nu trebuie decât să facem o dimensionare în funcție de datele noastre de proces ca să vedem exact configurația optimă. Din punct de vedere al aplicațiilor posibile, am doar câteva exemple de tip ridicare, de tip elevare, aplicații de sortare și aplicații de presare. Aplicații de presare care nu necesită un control avansat în regim de forță, care nu necesită o funcție de servopresă, ci care necesită o funcție constantă, care poate să fie eventual detectată printr-un proces de tip trial and error și pentru care putem să utilizăm foarte ușor acest cilindri fără a avea nevoie de o celulă de forță externă, doar utilizând setările de cuplu din softul de parametrizare Festo. Puteți să vedeți aici în background, am pus în blur și variantele de tip Simplified Motion Series pentru aceleași aplicații. Vreau doar să insist pe zona aceasta de simplificare în cazul în care sunt necesare rețete multiple și flexibilitate în zona de poziționare sau aveți nevoie de o dinamică ridicată sau o sarcină mult mai mare de deplasare, atunci putem să mergem pe această serie, pe această serie compactă cu motor și controller. Dacă însă nu este necesar acest lucru, seria de tip Simplified Motion Series, vedeți, poate să execute cu succes aceleași funcții. Bun. Menționam tot la început axele de tip Omega, axele de tip LCC. Acestea au înlocuit gama anterioară DGA. Este un concept nou constructiv cu un montaj la 90 de grade al curelei față de profil și față de fața de montaj. Interfața de montaj, după cum puteți să vedeți aici, aici avem cureaua, avem profilul și interfața de prindere. În zona de DGA, aceasta era paralelă cu interfața de prindere și cu profilul axei. Practic, în acest moment putem să obținem o rigiditate ridicată, fapt ce reduce considerabil vibrațiile și permite obținerea unor timp de ciclu mult mai bun. De asemenea, se reduc momentele laterale prin reducerea distanței dintre centrul de greutate al axei și suprafața de montaj. Ca și exemple de aplicații posibile, axele de tip Omega sunt destinate în special acționărilor pe verticală. De obicei, acestea sunt aplicațiile target cele mai des întâlnite de către noi, însă pot fi utilizate cu succes și pentru aplicații de translație pe orizontală sau la un anumit unghi. Ca și exemple, avem preluări automate, sigilări de cutii de carton, aplicații de apăsare sau de formare a anumitor piese, paletizare, încărcare din zona superioară și aplicații foarte interesante cu manevrarea unor foi de metal în zona de presare și chiar de sudură. Cam acestea au fost actualizările sau noutățile din zona de acționări electromecanice. Putem să trecem acum la zona de motoare și controlere. Și avem aici seria de controlere de tip CMM-T AS, care a primit în acest an un upgrade atât în zona de software, cât și în partea de în zona de mărimi constructive, în zona de puteri. Dacă până înainte eram limitați până la 2,5 kW, anul acesta au fost lansate și variantele de 4 și 6 kW în toate variantele de putere, în toate variantele de comunicație, EtherCAT, Profinet și Ethernet IP. Putem așadar să
abordăm în acest moment utilizând aceste controlere extrem de competitive din punct de vedere comercial. Putem să abordăm aplicații ce necesită o putere mult mai mare dezvoltată de către controller. Deci putem să abordăm sarcini mai mari pe axe, putem să realizăm forțe de presare mult mai mari, putem să asigurăm o dinamică mult mai bună a elementelor de acționare. Nu există diferență din punct de vedere funcțional pentru aceste mărimi constructive superioare. Avem aceleași funcții cu care ne-am obișnuit, partea de comunicații în zona superioară, zona de parametrizare în partea de porturi Ethernet frontale, partea de safety integrată. Software-ul de parametrizare rămâne Festo Automation Suite cu un upgrade și pe zona aceasta, o să-l dezbatem împreună imediat. Avem panourile de tip CDSB pentru un feedback de tip HMI, chiar la nivel de controller. Avem posibilitatea să facem auto-tuning. Sunt compatibile aceste controlere cu gama de servomotoare de tip MME, MMS, MMT și MMB. Nu sunt compatibile cu zona de stepere. Aici este domeniul celor de tip extra low voltage, celor de tip stepper de 300 de W, cele CMMT ST-uri pe care mulți dintre noastre le cunoașteți și le utilizați deja. Bun. Din punct de vedere al analizei comerciale, să spunem așa, pentru gama aceasta de motoare și controlere, vreau să vă arăt cum a evoluat la Festo cum au evoluat prețurile practic până la urmă. Dacă în trecut discutam de gama de tip CMMP, care necesita accesorii de comunicații, accesorii de safety, acele plăci separate care se puteau comanda. Exista conectica către motoarele de tip MME sau MMS. Aveam acolo două cabluri, unul de encoder și unul de forță. În acest moment, pentru seria 9 de controlere, indiferent de mărimea constructivă, indiferent de clasa de putere, nu mai sunt necesare accesorii de comunicație și de safety. Avem nevoie de o conectică simplificată dacă discutăm de seria de motoare noi, pentru că acestea necesită un singur cablu pe care avem și partea de forță și partea de semnal de encoder. Diferențele sunt așadar extrem de mari în ceea ce privește zona comercială. Dacă vrem să reducem suplimentar costurile și aplicația ne permite acest lucru din punct de vedere al datelor de proces, putem opta fără să sacrificăm funcționalitatea în vreun fel pentru zona de controlere de tip stepper. Nu este o sacrificare a preciziei, nu este o sacrificare a funcțiilor de control, sunt doar anumite limitări legate de dinamică. Pentru că, bineînțeles, aceste controlere sunt acționate la maxim 24 sau 48 de volți. Nu sunt deci alimentate monofazat sau trifazat ca cele de tip servo. Dacă vrem să mergem și mai jos și aplicația ne permite, Festo vă pune la dispoziție și seria pe care tocmai v-am arătat-o, Simplified Motion Series. Diferențele comerciale sunt, iată, extrem de importante și putem să ajungem cu zona de acționări electromecanice foarte aproape de ceea ce înseamnă acționări simple pneumatice. Bun. Să vedem acum și o analiză tehnică, să spunem așa. Dacă avem zona standard de electric drives cu care suntem obișnuiți, controller, motor și mecanică, dacă vrem să reducem performanțele, doar deci să reducem dinamica, cum am spus anterior, mergem în zona de stepere, în zona de serie optimizată Festo. Dacă vrem să simplificăm
funcționalitatea, deci să mergem doar pe capete de cursă, să nu avem rețete multiple, avem posibilitatea să mergem pe această serie Simplified Motion Series și dacă vrem să reducem funcționalitatea la un nivel basic, avem bineînțeles acționările pneumatice, care necesită un reglaj manual și au o flexibilitate destul de redusă. Puteți să vedeți practic din aceste două charturi, din aceste două slide-uri, că diferențele de tip comercial sunt proporționale cu cele de tip funcțional. Avem și o informare, noutățile Festo 2021 nu includ doar axe sau doar echipamente noi, ci includ și o serie de informări de tip phase-out. Seria de motoare MMS AS, binecunoscută și utilizată de-a lungul anilor de către clienții Festo, iese din fabricație. Ea este înlocuită în acest moment de gama de servomotoare MME. Există mărimi constructive compatibile cu aceste servomotoare. Gama de tip MME este compatibilă în continuare cu vechea gamă de servocontrolere de tip CMMP. Atenție însă în cazul în care aveți servomotoare de tip MMS-AS în zona de producție a noastră, în cazul în care acestea se defectează, ar trebui să ne contactați din timp, ar trebui să facem un plan de înlocuire împreună cu dumneavoastră pentru a nu avea surprize legate de livrări. Nu este un motiv de panică în acest moment. Servomotoarele de tip MMS sunt pe stoc în continuare la Festo. Ele vor fi comercializate încă până la finalul anului 2022, după cum puteți să vedeți și din informările de pe site. Bineînțeles, stocurile sunt limitate și ar fi bine să ne contactați în cazul în care aveți mai multe motoare și nu le aveți pe stoc ca și piese de schimb. Nu este însă un motiv de panică, așa cum menționam, atât vechea gamă cât și noua gamă pot să înlocuiască aceste motoare. Nu este necesar decât să înlocuim kitul de montaj, kitul axial sau paralel după caz, și să facem o scurtă reparametrizare a controlerelor. N-ar trebui să fie absolut deloc complicat și există din partea noastră suport tehnic pe partea aceasta. Bun. Există de asemenea, așa cum v-am obișnuit și până în trecut, însă anul acesta extindem zona de suport tehnic pentru alegere și dimensionarea echipamentelor electromecanice Festo. Există o serie de portaluri noi și de soluții noi de dimensionare a acțiunilor electromecanice Festo. Fie că discutăm de un contact clasic cu care deja v-am obișnuit cu departamentul tehnic, în care discutăm datele de proces și vă furnizăm ulterior o simulare completă care include toate elementele de acționare, accesoriile, motoare, controlere și așa mai departe. Există în același timp și un site nou pentru dimensionarea acționărilor de tip Simplified Motion Series. Îl găsiți pe Festo România, îl găsiți în zona taburilor de proiectare. Sunt aplicații online extrem de simple și intuitive care vă permit să selectați în cel mai scurt timp o configurație Festo completă în funcție de datele noastre de proces. Vă recomandăm să le utilizați cu încredere și în același timp să ne contactați oricând pe adresa tehnica@festo.ro pentru detalii complete și simulări, astfel încât să reduceți riscul de subdimensionare sau supradimensionare a aplicațiilor noastre și să aveți certitudinea unei configurații complete. Știm cu toții că eroarea umană este întotdeauna un factor care poate să intervină atât în zona de dimensionare cât și în zona de comandare sau de includere a unor accesorii. Festo are un catalog extrem de variat și de aceea vă încurajăm să apelați la noi, să ne contactați pentru a vă asigura că în momentul unei comenzi lista de materiale este completă. Bun.
Să trecem acum la noutățile din partea de Festo Electric Automation. Aici avem un capitol de PLC-uri, de zona de tehnologie de control. Există un PLC Festo, se numește CPXE. El a fost lansat în urmă cu 2 ani, însă a fost actualizat complet, iar acum beneficiază și de un suport mult mai bun în zona de Codesys și în zona de software de parametrizare. O să vă arăt imediat în ce constă acest upgrade software. Ca o scurtă trecere în revistă, gama de PLC-uri Festo include zona de CPU-uri, deci include zona de PLC-uri de tip slave de Profinet, motion controller, adică soft motion, tot așa slave de Profinet, PLC cu Ethernet IP, motion controller Ethernet IP sau motion controller basic. Când mă refer la zona basic, ele sunt nativ mastere de EtherCAT. O să vedeți imediat și o topologie din care putem să determinăm mult mai clar acest lucru. Zona de module de I/O, deci partea care urmează acestui CPU, include module de 16 intrări digitale, 8 ieșiri digitale, 4 intrări analogice, 4 ieșiri analogice, 4 mastere de I/O link și un modul de tip counter. Există niște avantaje foarte mari în zona acestor module, mai ales în zona de intrări sau ieșiri analogice. Acestea pot suporta atât varianta de monitorizare de tensiune, cât și varianta de monitorizare de curent în cadrul aceluiași element. Pentru zona de remote I/O, deci pentru zona de periferii, în cazul în care nu avem nevoie de CPU, deci nu avem nevoie de PLC propriu-zis, există și modulele de comunicație de tip EtherCAT, Profinet, Profibus sau Ethernet IP. Acestea pot fi utilizate pentru a extinde în zona de câmp sau în zona de cabinet de automatizare I/O-urile disponibile într-un anumit tip de PLC, fie că e vorba de PLC-ul Festo, fie că e vorba de un alt tip de PLC pe care îl preferați. Din punct de vedere al topologiilor, așa cum menționam mai devreme, există două variante în care PLC-ul Festo este utilizat ca și master de EtherCAT pentru elementele Festo. Și asta este recomandarea întotdeauna, pentru că EtherCAT-ul este fieldbus-ul promovat și suportat de către Festo. Via EtherCAT putem să controlăm toate controlele de motoare, atât în mișcări point-to-point, cât și în mișcări interpolate. Putem să ne conectăm către insulele de ventile, putem să ne conectăm și via IO-Link. Și mai apoi putem să comunicăm cu PLC-urile de nivel superior, degrăvându-le practic pe acestea de taskurile extrem de complexe și care consumă foarte multe resurse în zona de procesare pentru acționarea elementelor de poziționare, pentru acționarea controlerelor de servomotoare. Dacă însă nu se dorește acest lucru, putem să operăm și ca și slave de tip de slave fieldbus. Așadar, toată partea de procesare și de comandă îi revine practic PLC-ului pe care îl utilizați și putem să utilizăm aceste CPXE Remote Systems pentru comanda insulă de ventile, spre exemplu, sau pentru comanda anumitor I/O-uri din zona de câmp. Bun. Dacă însă aveți nevoie de o flexibilitate mult mai mare și nu vreți să montați aceste elemente de remote I/O în cabinet și aveți nevoie de un grad de protecție ridicat, deci vorbim aici de un grad IP de peste IP65,
Avem posibilitatea să livrăm remote IO-uri de tip CPX API. Este o gamă nouă de produse Festo, care include atât module Fieldbus, cât și module de I/O, cât și noduri pentru insulele de ventile. Așadar, putem să introducem într-o rețea de tip descentralizat inclusiv insulele de ventile, nu doar module de I/O pentru a interconecta senzori sau alte elemente. Modulele de tip Fieldbus vin în variante cu comunicație EtherCAT, Ethernet IP, Modbus, Profinet sau Profibus. Avem module de I/O de 8 intrări, 4 intrări, 4, combinat 4 intrări, 4 ieșiri, 4 intrări analogice și master pentru 4 dispozitive I/O Link. Variante pentru zona de digital I/O cu conectori de tip M8 sau M12. Nodurile pentru insulele de ventile sunt compatibile cu gama de tip VTUG sau MPAL și permit de asemenea un upgrade în cazul în care aveți deja aceste insule de tip VTUG sau MPAL. Puteți să achiziționați doar capul de comunicație și să le integrați împreună cu aceste remote IO-uri pentru a descentraliza practic zona aceasta de acționare. Din punct de vedere al topologiei, o să vedeți pe slide-ul următor ce înseamnă această nouă generație. Înseamnă că nu mai avem nevoie de echipamentele din portofoliul Festo vechi, să-i spunem deja, care includeau interfețe de comunicație suplimentare, includeau anumite limitări pe partea de dispozitive ce pot fi adăugate pe o interfață, aveau doar o topologie de tip linie și erau extrem de limitate din punct de vedere al fieldbus-ului intern, acelui CBUS, care avea un cycle time minim, maxim, de fapt să-i spunem, de o milisecundă, în timp ce gama curentă permite până la 80 de dispozitive, permite o comunicație extrem de rapidă. Avem practic de un cycle time de 4 ori mai bun față de gama precedentă Festo. Nu avem nevoie de interfețe de comunicație suplimentare, după cum puteți să vedeți în aceste imagini, și lungimile de cabluri sunt și ele mărite de 5 ori. Ajungem acum la 50 de metri între dispozitive. De asemenea, putem să venim oriunde avem nevoie cu alimentări suplimentare, deci putem să avem o flexibilitate foarte mare a topologiei noastre de remote I/O. Cum spuneam înainte, zona de noutăți nu include doar echipamente noi, ci include și echipamente care înlocuiesc anumite elemente Festo bine cunoscute. Avem și o informare de tip phase-out pentru nodurile de comunicație. Sunt nodurile de comunicație de pe insulele de tip CPX, insule extrem de utilizate în industrie în acest moment. Aici înlocuirea este extrem de simplă, extrem de facilă și nu necesită absolut deloc un efort din partea dumneavoastră. Pur și simplu este o informare că în cazul în care veți intra pe site-ul Festo și veți avea nevoie să comandați o piesă de schimb pentru nodurile de comunicație de tip Profinet, CPX FB 33, 34 sau 35, acestea au primit un upgrade și se numesc acum CPX 43, 44 și 45 în funcție de varianta constructivă, în funcție de tipul de conexiune
pe care îl suportă, sunt 100% compatibile atât din punct de vedere al montajului, cât și din punct de vedere al programării, al integrării împreună cu echipamentele conexe. Nu necesită, deci, un efort din punctul acesta de vedere. Este practic un hot swap între cele două variante. Nu aveți nevoie de alte accesorii suplimentare și atâta timp cât doriți să păstrați funcționalitatea nodurilor de comunicație curente, nu trebuie să faceți absolut nimic, nici măcar un upgrade de fișier GSDML sau un upgrade de firmware sau de revizie în zona de TIA sau de Step 7, spre exemplu. Însă, aceste noi echipamente, aceste noi noduri de comunicație vin și cu funcții noi, pe care, dacă vreți să le accesați, va trebui să faceți un upgrade în zona de software, va trebui puși doar să actualizați fișierul GSDML, fișierul descriptiv al acestor noduri. Avem o funcție nouă de monitorizare integrată a tensiunii de alimentare. În unele instalații alimentările insulelor de ventile sunt înseriate. Există posibilitatea unor căderi de tensiune, astfel se monitorizează tensiunile de alimentare. Avem acel voltage supply și load supply pe care îl puteți vedea în softul de PLC. O altă funcție nouă reprezintă integrarea MRPD, acest Media Redundancy for Planned Duplication. Este o denumire ceva mai complicată, care însă ne permite să avem o eliminare a timpului de revenire, a timpului de refacerea a comunicației în cazul topologiei de tip INEL, acolo unde pot exista probleme. În cazul standard, da, în care în trecut nodurile suportau MRP, acel Media Redundancy Protocol, exista un timp de revenire undeva la 200 de milisecunde, care în acest caz poate fi eliminat doar în cazul în care toate elementele din topologia noastră, deci toate insulele de ventile, toate nodurile de comunicație și toate elementele din topologia de tip INEL suportă acest protocol MRPD. Bun, poate să fie un subiect ceva mai complex pe care putem să-l dezbatem ulterior în cazul în care există întrebări. Bun. Să trecem acum la noutățile din zona de software, pentru că deja timpul trece extrem de rapid. Festo Automation Suite, binecunoscutul software de parametrizare pentru gama nouă de controlere, a primit un upgrade în versiunea 2.0. Acum putem să facem un editor de topologie pentru comunicație de tip EtherCAT și AP și Festo Automation Protocol. Vedeți practic că avem zona de PLC-uri Festo, deci de CPXE, așa cum menționam înainte. Avem aici CPU-ul pe care îl legăm via EtherCAT cu un remote I/O, de care ne legăm ulterior de zona de controlere, fie că e vorba de cele pas cu pas sau servo. Mai departe putem să mergem via EtherCAT și către un nod de comunicație, către un nod remote I/O de tip CPX API, a cărui comunicație cu nodurile de remote I/O, de digital I/O sau IO-Link putem să o parametrizăm de asemenea din acest software. Putem în același timp să facem și un export al fișierelor de parametri către Siemens și un export către dispozitivele EtherCAT. Actualizările firmware direct din lista de produse, nu mai este necesar să utilizăm un alt software pentru actualizările firmware. Există o extensie Codesys pentru partea de programare a PLC-urilor Festo. Puteți să o instalați suplimentar și puteți să faceți programarea PLC-urilor Festo direct din Festo Automation Suite. Se deschide practic o instanță de Codesys care vă permite să
faceți zona de programare direct din Fast Automation Suite. Dispozitivele sunt adăugate automat în zona de CodeSys în momentul în care faceți această topologie. Și în ultimul rând avem și un upgrade în pluginul de CPX, deci puteți acum să integrați în Fast Automation Suite inclusiv terminalele de tip insulă de ventile CPX. Puteți în momentul acesta să faceți și zona de programare a acestora, dacă terminalele CPX au CPU Festo, sau puteți să faceți zona de debugging în cazul în care vreți să vă conectați la aceste insule. În trecut utilizați Festo Maintenance Tool, acum puteți să utilizați și Festo Automation Suite ca să aveți o singură platformă Festo. Bun. Avem upgrade-uri și în ceea ce privește servopresa Festo, servopresa YJKP. Aceasta a primit un upgrade, se numește Evo 3, în zona de software. Pe scurt, în ce constă acest upgrade, avem un stack de Profinet nou, ce permite reducerea timpului de ciclu de la 100 de milisecunde la doar 10 milisecunde. Există noi host function blocks pentru Siemens, atât în TIA cât și în Step 7, pentru Allen Bradley, Omron, CodeSys, Mitsubishi și Beckhoff. Funcționalitatea acestor function blocuri este mult simplificată. Unul dintre cele mai mari avantaje reprezintă faptul că nu mai este necesar în acest moment să avem o tranziție între modul ciclic și aciclic, fiind utilizat în acest moment doar modul ciclic. Este practic o simplificare a zonei de programare. Bun. Tot în partea de software menționez și Festo Smartenance. Este o aplicație de mentenanță digitalizată care se actualizează constant la Festo în funcție de feedback, în funcție de nevoile din piață, în funcție de development-ul Festo și de ideile noastre interne, să spun așa. Sunt trei variante de licență în momentul de față: Smartenance Basic, Smartenance Advanced și Smartenance Premium. Da? Fiecare cu diferite funcționalități. Cea Basic vă oferă doar managementul procesului de mentenanță, cea Advanced vă oferă și suplimentar și managementul incidentelor și un istoric al acțiunilor, iar cea Premium vă oferă și o interfațare cu propriile dumneavoastră sisteme prin utilizarea API-urilor. Aveți nevoie de o licență pentru un dispozitiv mobil sau pentru un utilizator web. Acestea pot fi puteți face upgrade în orice moment în funcție de necesități. Și în slide-ul acesta puteți să vedeți și ceea ce vă oferă fiecare variantă de Smartenance. Vedeți aici că varianta Premium vă oferă în afară de acest REST API, vă oferă și posibilități de integrare cu sistemul noastră ERP sau MES sau alte sisteme de condition monitoring. Vă oferă proceduri de mentenanță bazate pe evenimente, deci aveți și anumite sugestii, să spunem așa, și aveți și un spațiu de stocare în cloud nelimitat în cazul variantei premium. Putem să discutăm în cazul în care aveți nevoie de digitalizarea procesului de mentenanță. Nimeni nu-și mai dorește în secolul 21 să lucreze cu pixul și cu hârtia, cu tablouri plastifiate care să includă instrucțiuni de mentenanță. Totul trebuie făcut digitalizat pentru că informația are cea mai mare valoare și liniile de producție au devenit extrem de sensibile la orice întrerupere. Orice întrerupere costă extrem de mult producătorul și, bineînțeles, ea poate fi prevenită utilizând acest software de mentenanță. Dacă însă vrem să mergem și mai departe, există noutăți în zona de servicii Festo.
există un serviciu nou, se numește Festo Automation Experience. El de fapt este o platformă de monitorizare și mentenanță predictivă a liniilor de fabricație prin intermediul unui algoritm de inteligență artificială. Este un pas în plus față de Festo Smartenance. Festo Smartenance reprezintă doar partea de mentenanță, da, în care puteți să digitalizați taskurile existente de mentenanță și puteți să asigurați o comunicare eficientă între managerul de mentenanță, operatori și echipa de intervenție. Însă, Festo Automation Experience este mult mai mult decât atât. Este o platformă de monitorizare, după cum vă spuneam, care poate să acționeze atât la nivel de câmp, poate să analizeze cantități mari de date colectate în cloud sau poate să analizeze doar datele furnizate la nivelul rețelei locale în cazul în care aveți nevoie de un nivel suplimentar de siguranță și vreți să vă asigurați dincolo de orice îndoială că informațiile noastre nu ajung în cloud nicăieri. Pe scurt, ce reprezintă acest serviciu software? Festo vă pune la dispoziție un dispozitiv de tip Edge Device, este un dispozitiv montat în câmp care adună, care are conectivitate către toate elementele dumneavoastră de producție pe care vreți să le monitorizați. Discutăm de elemente de acționare pneumatică, discutăm de vane, discutăm de acționări electromecanice, orice echipament a cărui eficiență poate fi monitorizată, deci care are un senzor sau care are un raport care să vă poată da informații despre consumul de aer, consumul de energie, timpul de ciclu, temporizare, poziție, stare, erori și așa mai departe, poate fi introdus în acest Edge Device care rulează o serie de licențe software, depinde de nivelul de complexitate la care vreți să ajungeți cu monitorizarea liniei noastre de producție. Include aceste licențe software pentru care Festo vă oferă servicii de programare și punere în funcțiune. Este un serviciu extrem de complex care necesită discuții și o analiză tehnică a liniei noastre de fabricație sau a utilajelor noastre și în cazul în care eficiența energetică reprezintă un subiect de interes pentru noastră în 2021, vă încurajăm să ne contactați pentru a avea discuții tehnice legate de posibilitățile de implementare acestei soluții la cheie. Practic, Festo vă pune la dispoziție atât expertiza noastră în ceea ce privește echipamentele de acționare pneumatică sau de acționare electromecanică, vă pune la dispoziție echipamentele de monitorizare, senzorii și cele de colectare de date, aplicația software, interfața de utilizator prin care puteți să vedeți diferite informații în funcție de ce anume alegeți să monitorizați, fie că e vorba de monitorizarea consumului energetic sau dacă este vorba de eficientizarea echipamentelor pneumatice. Putem, după cum puteți să vedeți pe această imagine, putem să analizăm în detaliu fiecare cilindru pneumatic, spre exemplu, sau fiecare acționare pneumatică în funcție de logica de PLC pe care o aveți și în funcție de modificările pe care le sesizăm în ceea ce privește consumul de aer. Putem practic să vă dăm recomandări și să vă arătăm acolo unde se poate optimiza sau acolo unde sunt necesare operațiuni de mentenanță pentru a menține dispozitivele la un nivel optim de funcționare. În cazul în care sunteți interesați, așa cum am menționat, vă invităm să dezbatem posibilitățile de eficientizare pe adresa tehnic@festo.ro. Vă vom contacta în cel mai scurt timp și vom începe procesul de analiză și vă vom da, bineînțeles, o ofertă pentru a vedea exact beneficiile și avantajele acestui sistem. Bun. Avem în ultima parte, pentru că deja am depășit foarte puțin timpul alocat, avem noutățile marketing, canalul de Festo Service,
de YouTube, este canalul oficial Festo, el este actualizat săptămânal, să spunem. Avem ghiduri pas cu pas pentru mai multe operațiuni de punere în funcțiune, deci nu doar sunt explicate produse Festo, nu are un rol promoțional, așa cum îi spune și numele, canalul Festo Service este un canal de instrucțiuni și vedeți aici un exemplu de un exemplu complet care include punerea în funcțiune a unui kit de servopresă. Sunteți trecuți prin toate elementele de prin toate etapele de punere în funcțiune, de la asamblarea mecanică până la zona de evaluare și diagnoză. Sunt videouri intuitive pe care le putem suplimenta la nevoie cu asistență tehnică telefonică sau remote. Deci nu ezitați să ne contactați. Avem și partea de canal de YouTube Festo România, unde începând din acest an sunt disponibile înregistrările tuturor webinarilor Festo România, Festo Automation și Festo Didactic. Avem de asemenea ghiduri practice care vor fi abladate în curând, ghiduri practice pe diverse subiecte de interes, miniserii de parametrizare, miniserii de dimensionare și așa mai departe. În același timp, vă invităm să ne urmăriți și pe platforma de LinkedIn, unde avem informări periodice despre noutăți, produse și servicii Festo și avem și zona de anunțuri legate de evenimentele Festo, evenimente precum aceste webinarii, evenimente viitoare de marketing, lansări de produse sau chiar întâlniri cu publicul într-un viitor în care nu vom mai fi limitați de acest context pandemic. Bun. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O să verific acum dacă există ceva întrebări. Văd că nu există întrebări în acest moment. Avem o întrebare dacă se pot compara anumite echipamente și din punct de vedere al prețului. Nu mi-este foarte clar între ce echipamente este vorba, dacă discutăm de seria de controlere CMMP sau CMMT, acele acționări electromecanice, putem să facem împreună individual o comparație tehnică. Dacă este nevoie, contactați-mă, dimensionăm aplicația dumneavoastră și vedem exact ce anume se pretează. Întotdeauna vă oferim cea mai bună soluție funcțională și comercială. Care este diferența de preț între un cilindru pneumatic și un cilindru electric? Diferența din punct de vedere al costurilor, diferența generică, un raport pe care aș putea să-l spun așa, ar fi de cam de 4 la 1. Da? Deci cât costă un cilindru pneumatic, de obicei înmulțiți cu 4 și aveți prețul unui corespondent electromecanic standard, însă în momentul de față raportul acesta este mult diminuat de apariția acelei serii SMS. Da, văd că și a revenit și cu clarificare, este vorba, întrebarea inițială era vorba de SMS, de seria Simplified versus pneumatic. Ele sunt comparabile din punct de vedere al prețului. Dacă discutăm de o configurație pneumatică care include și un regulator de presiune, atunci diferența de preț este extrem de mică, este vorba de câțiva euro sau zeci de euro. Dacă discutăm însă de aplicații simple, unde nu avem nevoie de regulatoare de presiune, nu avem nevoie de alte elemente conexe în zona de pneumatică, există o diferență de preț, bineînțeles, pentru că și funcționalitatea este alta, dar nu mai avem absolut deloc acel raport de 4 la 1. Îmi este foarte greu să spun
un anumit procent sau să am o comparație generic valabilă, pentru că produsele sunt foarte variate și, bineînțeles, prețul poate să varieze atât într-o parte cât și în cealaltă. Dar puteți să ne transmiteți aplicațiile noastre pe care vreți să le echivalați din pneumatic în electric și noi vă putem transmite în cel mai scurt timp o ofertă de preț ca să vedeți exact unde ne situăm. Dacă mai sunt și alte întrebări, o să mai las un minut pentru ca să-și facă lumea curaj. Le aștept. Este și tăcerea un răspuns. Se pare că am fost fie foarte explicit, fie m-am întins cu timpul ceva mai mult decât mi era alocat. Bun, eu atunci o să vă mulțumesc pentru atenție. Rămâne să ne auzim ca de obicei pe adresa de e-mail sau telefonic. În ultimă fază vreau să vă anunț următorul webinar Festo. El va avea loc pe 25 martie la ora 10. Va fi susținut de colegul meu Alexandru Croitoru. Va avea ca și subiect software-ul de proiectare fluid draw, de proiectare pneumatică. Și va avea și un invitat special, product managerul din Germania, ni se va alătura și vă va putea răspunde în direct la întrebările dumneavoastră și la provocările cu care v-ați lovit în utilizarea acestui software. De asemenea, dacă aveți anumite idei, dacă aveți anumite propuneri, nu ezitați să le lansați în cadrul acelei sesiuni. Bun, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă așteptăm la următoarele evenimente Festo. O zi bună!